Bună ziua, dragilor, și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi, împreună cu David, am plecat să facem cumpărături și vă luăm și pe voi cu noi. Haideți! Da, îmi place foarte mult această zi pentru că se cheltuiesc foarte mulți bani. Sper să cumpăr și eu ceva. Dacă pot, ăsta. Am intrat în magazin și începe cheltuirea de bani. Mihai, l-ai găsit fes? Căutăm fes pentru domnișorul. Ce e asta? Asta o pui în apă. Da, dar nu, unde o pui? Că n-ai unde. Ia vino încoace, că vreau să povezi o veste, mă, vino încoace. Vino, te duci și la ajută. Și face asta? Ia două pasuri. Hai să probăm să vedem. Hai că e frumoasă. Ia-i-o! Îți place asta? Ia-i-o! Uite! Ai găsit pes? N-a găsit pes. Deci ce-a mai luat? Bluzițele astea. Asta, nuanța asta așa. Asta albastră. Și asta verde. Dar mie tot aia îmi place, pentru că am ales-o eu. M-am primit, dragilor, am venit la jucării. Dar să vă țineți bine că suntem în Oriel și aici sunt foarte scumpe jucăriile, da? Da, dar asta nu mai e de tine. Tu mai ești de asta? Nu. Îți mai trebuie ție asta? Lasă, că ai și tu. Nu ți-am luat bicicleta, nu trebuie? Unde e bicicleta? Banii aruncați inutil, ca să știți. Ai și pistol de ăsta, acasă? Da. Caută niște jucării să te joci cu ele. Și ce vreau? Lasă-mi-o. Trebuie să căutăm ceva. Ce vrei? Mașină? Ce vrei să te caut? Vrei să te faci dentist? Nu. Ia uite arătare de jucărie. Ăsta-i de la care tragi de el și se face la loc. Eram copil, când aveam 8-9 ani, vedeam la reclamă, la Disney Channel. Am uitat cum se numește. E 24 de lei. Din păcate nu am găsit jucărie. Hai în altă parte, da? Hai. Asta e mașina de umflat baloane. Da, vreau. Păi umfli tu baloane. Da, știu. Nu ai ce să faci cu ea, da. Ți-e trebuie ceva cu care să te joci. Pe asta? Da. Să rămână. Sadu. Da, eu sunt doamnă, da. Cristina, cum ai rămas la... E la ea, la Sibiu, nu mai vorbim. Da. Mai, gata? Aceeași întrebare. De când s-a terminat emisiunea. Haide mă, ce ții? Stau aici în ăsta. Zi de aici. O iei după aia? Da. Hai. Dragilor, am ajuns la cumpărături. Trebuie să luăm pâine, trebuie să luăm apă, trebuie să luăm tot ce trebuie. Trebuie să-i luăm și lui Mihaela ceva, că Mihaela are 32 de ani și trebuie să îi luăm ceva, că ea e în creștere și are nevoie de foarte multe dulciuri, Mihaela. Vreau ceva de aici. Vrei, David, ce vrei, vrei asta, așa că ți-ai mai luat. Trebuie să mergem să ne plătim. Ieftin și bun. Mai luăm ceva, carne. Le pui aici. Mă enervează rău de tot. Ea zicea că Aura este enervantă la cumpărături, dar Mihaela... Țin să spun că este de 1000 de ori mai enervantă ca Aura și mai cheltuitoare. Cu la toate frigiderele. Aura, repede, e un semn. Ce să mai luăm? S-a văzut și aște chipsuri, sigur. Lumea se uită la ăsta. Mihaela, vreau să care toată apa. Nu vreau mirerală. Păi nici atunci la trecem, că nici atunci la... Gata cumpărăturile, dragilor, gata vlogul. Ne mergem acasă. Vă pupăm. Pupă-i, David. Pa, pa!